Un adolescent a fost supus unor acte de cruzime chiar de tatăl iubitei sale. Acesta a fost forțat să-i bea urina cu cana propriului socru. Magistrații judecătoriei Iași au pronunțat prima sentință în cazul unui conflict dintr-un cuplu de adolescenți care a degenerat dincolo de limita penalului. Fata vinovată a primit doar o pedeapsă simbolică, judecătorii luând în calcul faptul că la data incidentului nu avea nici 15 ani, notează ziarul de Iași.ro. În urmă cu câțiva ani, între tânăr și fata a izbucnit un conflict. Aceasta l-a pălmuit pe băiat, iar acesta a răspuns cu aceeași monedă. După câteva zile, pe când tânărul se afla într-o sală de jocuri din Poduroș, a fost abordată de tatăl vitreg al fetei, care l-a chemat la el acasă pentru a-i da niște haine aduse din străinătate. Ajuns în locuința lui, acesta a încuiat ușa, apoi a reproșat tânărului conflictul avut cu fica sa și a început să lovească cu palmele peste cap. Apoi în scenă a intrat și Gabriela, care l-a lovit și ea pe tânăr. La un moment dat, tatăl fetei îi se adresează persoanei vătămate, spunându-i: ți-am dat să mănânci, ai sta la noi în casă, după care inculpata apare în cadru cu o cană în mână ce conține un lichid și îi spune persoanei vătămate să bea acea substanță. După încă niște lovituri, băiatul a fost lăsat să plece. Scena a fost filmată de agresor și postată ulterior pe Facebook. De la acea filmare s-au sesizat din oficiu și polițiștii. Până la momentul sesizării, filmul fusese vizionat de 9200 de ori și redistribuit de 196 de ori. Fata a fost trimisă în judecată pentru lovire sau alte violențe. Magistrații judecătoriei au reținut supunerea victimei la tratamente degradante ca circumstanță agravantă, dar și vârsta de doar 14 ani și 7 luni a fetei la momentul incidentului, ori faptul că între timp aceasta a devenit mamă a 3 copii. Pedeapsa stabilită în sarcina Gabrielei a fost simbolică, respectiv asistarea zilnică pe o durată de 6 luni.